Corbinul Hunedoara a fost învins în prima manșă din preliminariile Conference League de FC Astana din Kazahstan. După ce hunedorinii au avut 1-0 la pauză, formația adversă a întors rezultatul în repriza secundă, când jucătorii Corbinului parcă nu s-au mai regăsit. Singurul gol al Corbinului a fost marcat în minutul 37 de Antoniu Manolache. Manșa secundă se va disputa miercurea viitoare de la ora 17 în deplasare. Nu pot să-mi dau seama cum am putut să arătăm așa începutul de joc, pe care am avut acea tresărire de orgoliu a doua repriză, după golul 2, când am, să zicem, am pus o presiune pe adversar. Sunt lucruri pe care noi trebuie să le digerăm, și golurile foarte, foarte ușor luate, aceleași goluri pe care le primim, minge pierdută la 80 de metri de partea noastră, nu reușim să ne reorganizăm, ajunge adversarul în 16-le noastre, nu suntem în stare să ieșim 1, 2, 3 jucători în întâmpinare, în șut, lăsăm adversarul să decidă și să-ți placeze acea minge, golul 2 parcă a fost tras la Indigo.